pentru turiștii din România, cetățenii români. Ce pot găsi în Republica Moldova, ceea ce nu este în România? Desigur, Republica Moldova deja s-a afirmat ca o destinație turistică inedită și prin faptul că foarte multe activități au fost concentrate și promovate și dezvoltate, anume pe filiera turismului vitivinicol. Aș menționa că vinurile și cramele noastre, orașele subterane, deja s-au poziționat destul de bine, atât pentru europeni, inclusiv pentru cetățenii de peste Prut. Desigur, pe lângă turismul vitivinicol, în ambianță frumoasă vine cu turismul gastronomic. Foarte mulți români deci explorează și ne laudă deci bucătăria noastră tradițională într-un simbios foarte reușit cu bucătăriile altor popoare, precum bucătăriile din Găgăuzia, cea bulgară, ucraineană. Și desigur că acest simbios, turismul vitivinicol, turismul gastronomic, deci toate evenimentele cultural-artistice creează acel magnet care atrage tot mai mulți din turiști de peste Prut. Pe lângă turismul de vitivinicol, cultural și gastronomic, aș menționa și turismul de aventură, care se dezvoltă din an în an tot mai mult. Dar ceea ce pot găsi în Republica Moldova, turiști din România, aș menționa acea liniște pe care nu pot găsi în altă parte, fiindcă alte destinații turistice mega populare sunt foarte, foarte aglomerate când turiștii stau sub soare în rând pentru a cumpăra o tichetă într-un muzeu sau a merge la mare, foarte multă agitație și așa mai departe. În Republica Moldova, savurând un vin delicios, o bucătărie tradițională, autentică, pe fundalul unei muzici populare moldovenești și liniște sufletească, unde poți într-adevăr să faci un recharge și să revii acasă cu noi puteri. Sfaturi practice pentru turiștii din România, de exemplu, care vor să vină pentru o săptămână aici în Republica Moldova și dacă merită o săptămână sau câte zile? Rămâne și de gustul fiecăruia, dar toți cei oaspeți care eu am avut aici în Republica Moldova, în calitate de prieteni, de vizitatori, au apreciat deci multitudinea și diversificarea acestei bucătării tradiționale. Deci astăzi au încercat aceeași mămăligă cu tocăniță, alții au apreciat foarte mult baba neagră și acei prăjiței, cum spuneam noi, copilării din Duceasa de Trandafir. Alții au apreciat șurpaua de la anumite restaurante din sudul Republicii Moldova, Saleanca au apreciat-o, deci au apreciat faptul că într-o locație mică, compactă, cum este Republica Moldova, ai posibilitatea să delectezi mai multe culturi. Deci culturi a băștinașilor autentică și culturi care nu o pot descoperi în altă parte. Deci avem și restaurante din Georgiene, din Azerbaijan, avem restaurante din Găgăuzia, ucraineni și așa mai departe. Desigur, aș menționa această, dacă este dorința de o aventură, un turist de aventură sau hiking sau ciclism, deci depinde de preferințe, aș menționa neapărat să fac și o vizită la Butuceni, dar neapărat să fie acest simbioz dintre un vin de calitate, o bucătărie tradițională și o muzică la o vioară, în jurul unui rug frumos, deci toate aceste experiențe noi le putem sigur promova și suntem apreciați pentru aceasta. Necesități și viziunea fiecărui turist. Desigur, este sfaturi practice, aș menționa din timp de a organiza acest itinerariu, să-și rezerveze din timp cazarea și de a se decide cu ce mijloc de transport să ajungă. Desigur, cel mai accesibil este transportul rutier. Aici sunt probleme care autoritățile ar trebui să intervină mai bine în fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierii. Ne-am dorit foarte mult să avem și o autostradă care ar conecta deci principalele orașe din
din România cu Chișinău. Cer scuze. Desigur, la acest capitol aș menționa că trebuie să facă din timp și acest itinerariu și să apeleze la specialiști din domeniul turismului, fiindcă ne propunem totuși ca toți turiștii care ne vizitează să vină, deci, și să beneficieze de cele mai înalte servicii calitative. Deci din partea ghizilor din turism, din partea structurilor clasificate din domeniul turismului, mă refer la cazare, și din acest motiv aș propune totuși să apeleze la o structură turistică, o agenție de turism specializată, profesionistă, ca să nu fie careva divergențe sau careva nemulțumiri. Dacă dumneavoastră ați fi fost acest ghid unei familii din România care vrea să vină aici în Republica Moldova, cum dumneavoastră ați fi repartizat zilele de odihnă de această săptămână? Bine, deci itinerarii pot fi organizate, deci, diferite. Să începem la faptul că să vină în Chișinău, să se găseze la o pensiune turistică sau la un hotel cu familia și desigur să-și planifice un tur vitnicol care este amplasat, deci cramele noastre sunt la o distanță de 11-15 km. Să participe la un festival care sunt foarte acum populare, de exemplu la un festival Discoperă care este la Butuceni, sau să vină la Festivalul Vinului în octombrie, sau să viziteze un festival etno-jazz care este foarte popular. Aceste evenimente cultural-artistic într-o simbioză bună cu unele dependențe de acel turism care își-l doresc cu oaspeții. De exemplu, sunt familii care iubesc mai mult peisajele naturale. Deci aici, desigur, aș recomanda Lunga Prutului de Jos, de exemplu, sau Druitoarea, sau mănăstirile rupestre care se află la Lalova sau la Butuceni, la Saharna. Deci, în dependență de dacă doresc o familie sau un grup de tineri să exploreze pentru prima dată, sunt anumite itinerare. Să fac cunoștință cu Chișinău care se dezvoltă de la an la an tot mai mult. Deci avem parcuri frumoase, avem alee interesante, deci renovate. Chișinău se schimbă la față, se organizează foarte multe evenimente cultural-artistice și în Chișinău două zile la sigur trebuiesc atribuite, deci, itinerarului. De la Chișinău, un pic o cramă vinicolă, de exemplu, foarte populare acum apare, de astea mici, foarte populare, unde este bucătărie autentică, unde te deservește proprietarul cu vinul său delicios. Crama de la Mirceș, care eu aș recomanda-o foarte bine, pe lângă Cricova și Melește Mici sau Castelul Nimic, care este acum urmare summitului european politic, care a avut loc recent, va fi foarte popular. Uh-huh. În rândul oaspeților și altele. Despre bani, cât ar costa, de exemplu, această săptămână petrecută în Republica Moldova? Necătând la faptul că Republica Moldova este o destinație nouă pentru mulți turiști din mapa mondului european, ea rămâne ca fi scumpă, fiindcă nu este un turist de masă dezvoltat, nu vin grupuri organizate cu charterul și așa mai departe. Din păcate, trebuie să recunoaștem că autoritățile la moment au cam lăsat de izbelește industria turismului. Ultimele decizii de a pleca Vizaerul și nu este clar care este situația și cu Air Moldova, dar turiști tot mai mult doresc să circule prin intermediul transportului aerian. Deci face ca transportul să aibă o marjă, deci o pondere în prețul total a sejurului într-o săptămână în Moldova, practic 70%. Deci, din București la Chișinău, chiar azi am explorat tarifele, este în jur de 270-280 de euro dus întors. Viena, de exemplu, 400 de euro. Desigur, multe alte destinații sunt mult mai atractive, fiindcă un turist tot timpul va calcula
cât va plăti pentru un sejur. Desigur, hotelurile care sunt din Chișinău, ele sunt orientate pro businessmen, pentru turismul de afaceri. Uh-huh. Și un hotel de 4-5 stele, deci încep cu un tarif de la 80-100-120 de euro. Desigur, când faci pentru o persoană, deja pentru un cuplu, da? Din România, dacă vine cu avionul, deci un sejur de o săptămână poate să ajungă și la 1500 de euro. Uh-huh. Dacă vine cu transport propriu, deja este cu o reducere de aproape 50%. Dar, de exemplu, ca soluție, apartamente pe o săptămână sau care sunt pentru 24 de ore, cam cât ar părea aceste? Cât de sigur este să... Desigur, structurile de cazare de tip apartamente pe astfel de platforme precum Airbnb sau pe același Booking.com, ele sunt foarte populare, ele își creează o concurență foarte mare hotelurilor, dat fiind faptul că sunt mai accesibile la preț, ele... Desigur, încep de la 30-35 de euro pe noapte. Uh-huh. Dacă, mă rog, pe o săptămână, deja 200-300 de euro doar cazare. E mai ai și alimentație care este accesibilă la moment ca preț pentru turiști, pentru oaspeți din străinătate. Restaurantele, desigur, au scumpit ultimii 2 ani, dar ei au fost afectați și din cauza pandemiei și crizei economice și, în deosebire, crizei din energetici din Republica Moldova, aceasta se afectează și politica tarifară la restaurante. Asta, dar nu într-atât ca, de exemplu, în alte țări. Ca să iai o cină într-un restaurant dintr-o țară europeană, este cam de 2-3 ori mai scump decât în Republica Moldova. Mm-hmm. Și cât ar costa, de exemplu, cazarea în pensiune, cu tot cu mâncare? Desigur, pensiunile agroturistice în Republica Moldova, deci dacă se oferă un preț de pe zi, deci începe de la 70-80 de euro cu micul dejun. Sunt pensiuni care oferă cazare pentru o întreagă familie, deci 2 plus 2, adică 2 persoane mature și 2 copii, deci în jur de 120-130 de euro pe noapte. Și dacă mai punem încă două mâncăruri, deci cam iese 150 de euro. Mm-hmm. Cât de sigură este Republica Moldova ca destinație turistică? Ceea ce ține de criminalitate, dacă poți să vii aici cu bani cash sau mai bine totuși să ai grijă să nu păstrezi mulți bani. La acest capitol aș menționa că Republica Moldova este destul de bine la capitolul siguranță și securitate. În primul rând, grație faptului că turiștii au acces foarte facil și ieftin la internet. Ei pot beneficia de tarife foarte reduse a internetului. Noi suntem în top 10 țări din lume care are cel mai rapid și ieftin internet. Desigur, când un turist este în spațiul internetului, este mult mai în siguranță. De asemenea, beneficiază din Mastercard și Visa toate serviciile bancare la prețuri foarte accesibile. Deci, ce ține de pungășii și așa mai departe, i-aș menționa că noi suntem mai bine plasați aici, fiindcă acolo unde este flux mare de turiști, sunt și mai mulți infractori. De exemplu, când stați în rând la turnul Eiffel, este un panou informativ electronic prin care atenționează să aibă grijă de buzunare pentru toți turiștii. La noi, din fericire, turiștii, desigur, sunt unele cazuri, sunt unele excepții, dar n-aș menționa că este un trend ascendent în vederea diminuării securității a turiștilor în Republica Moldova. Este o destinație safety, ea a fost și apreciată și pe TripAdvisor și pe alte platforme. Desigur, această instabilitate în regiunea transnistreană, mulți o consideră ca destul de periculoasă, dar când au văzut că totuși accesibilitate, sunt tratați destul de bine și în partea cealaltă a Nistrului, opiniile se schimbă. Sunt turiștii care vizitează și Găgăuzia și Transnistria, deci aceste regiuni, sunt foarte mulțumiți de calitate, de atitudinea. Suntem un popor ospitalier și ne poziționăm destul de bine la acest capitol. Mm-hmm. Cărui grup de turiști din România, de exemplu, Republica Moldova este cea mai potrivită? Un profil, dacă există așa? Eu aș spune că n-aș menționa că se evidențiază un anumit profil.
Deci orice turist din România, de orice vârstă, de orice viziune, de orice nivel social, își găsește ceva interesant aici în Republica Moldova. Foarte mulți regretă că au trăit o viață și n-au vizitat Republica Moldova, fiind încă de opinia că avem încă această sârmă ghimpată pe prut. Iar când ne vizitează, descoperă mâncarea ca la bunici, descoperă liniștea, peisajele frumoase, vinul autentic, gustos. Deci și locațiile astea unice, inedite, precum orașele subterane, dar și în primul rând aș menționa și atitudinea noastră frățească. Desigur, mulți își schimbă opinia și am avut oaspeți și ne bucurăm că am și mulți prieteni de suflet în România care ne vizitează în fiecare an, deja 5 la 6 oară. Era foarte popular, erau pentru mulți oaspeți din străinătate, acest mix package, cum este Republica Moldova, Chișinău, Purcari, Odessa, care și Odessa au explorat-o. Din păcate, ei foarte mult regretă cu situația din Ucraina, din cauza războiului, această destinație încă mai rămâne deci ascunsă pe o perioadă. Sperăm foarte mult ca ea să se deschidă și pentru europeni cât mai rapid, dar cu siguranță pot menționa că orice oaspete din România este bine așteptat, va fi tratat cu respect și va găsi ceva interesant și inedit și cu o experiență frumoasă aici la noi. Și ultima întrebare, pentru că dumneavoastră sunteți ultimul șef unei structuri de stat specializate în dezvoltarea turismului. Ce lipsește la nivel de stat și poate la nivel de organizarea agențiilor economice din acest domeniu? Deci am avut experiența, fiind expert și din domeniul turismului, dar și activând la nivelul de stat aproape 20 de ani în domeniul turismului. Din păcate, printr-o decizie acum 3 ani, unica autoritate guvernamentală domeniul turismului, cu atribuții de elaborare de politici, de promovare, de regulator pe piața turistică, a fost lichidată. Așa este un fapt regretabil. Acum se încearcă din nou de a reînvia această instituție, dar iarăși cu mari probleme și interese. Sper totuși Republica Moldova să țină o structură, să dispună de o structură profesionistă, cu o echipă profesionistă dedicată aceste ramuri, fiindcă este o ramură specifică. Toți, vă spun cu siguranță, toți politicienii, toți conducătorii de guverne, când veneau și declarau că Republica Moldova trebuie să-și poziționeze industria turism la un nivel strategic. Din păcate, deci pe parcursul mandatului foarte multe dezamăgiri din partea profesioniștilor în domeniul turismului, fiindcă a rămas doar la nivel declarativ. Desigur, o structură guvernamentală independent, profesionistă și cu fonduri financiare suficiente ca să-și permită să dezvolte această ramură, industria turismului ar înregistra evoluții mult mai bune. Din păcate, acum rămâne ca profesioniștii sau în general industria turismului să se reglementeze de una singură. Sper foarte mult ca în timp apropiat să ne trezim cu o structură guvernamentală care să creezi un dialog foarte bun cu mediul asociativ din domeniul turismului, cu agențiile de turism, cu structurile de cazare și cu alți membri ai guvernului, să avem un program bine chipzuit, bine pus la punct, susținut financiar. Republica Moldova își merită locul său pe mapamondul turistic, este o destinație interesantă, toți apreciază acest lucru și mă bucur că toți cei aproape 50 de lideri europeni care și-au dat întâlnire la o locație viniculă turistică a apreciat faptul că Republica Moldova este o destinație turistică interesantă, inedită, care merită să fie susținută. Rămâne noi, la noi acasă, să ne facem treaba și să ne dedicăm acestei industrie.